După o perioadă destul de întunecată, băieții lui Marian Vasilache și Mircea Petrescu au găsit din nou drumul victoriei. Flacăra Moreni va trebui să dovedească potențialul și valoarea echipei, ocupând prima treaptă a clasamentului. A avut o perioadă mai dificilă, mai ales în mult, în ultimele săptămâni, mă refer la înfrângerea cu înfrățirea Arinoasa și la meciul cu Arinoasa și la meciul cu unde am pierdut ca urmare a unor jocuri foarte slabe, foarte simple, practicate de jucătorii noștri. Jucătorii noștri își doresc să aibă evoluții cât mai bune și să încheie locul în primele locuri din clasament. Din păcate, jocul nostru are ceva de diferit din punct de vedere și din punct de vedere fizic și din punct de vedere tactic. Jucătorii au intrat în blocaj, mă refer la un blocaj psihic pe care sper să-l treacă cu brio, pentru că nu e asta valoarea lor. În partida cu Comertul Brezoaielor, scorul a fost deschis de Ștefan Vlădescu în repriza a doua și închis tot de acesta prin cel de-al doilea gol marcat, însă nu a lipsit nici replica adversarului, concretizată într-un gol. Tabela de marcaj a arătat la final victoria morenarilor, scor 2-1. Antrenorul Marian Vasilache este conștient că îl așteaptă un campionat de anduranță și pentru a se afla printre fruntașe trebuie să rămână în cartea victoriei. Campionatul la ora actuală din Liga 4 este un campionat puternic, chiar dacă echipa din Cornex nu mai este deținată, deci sunt echipe foarte bune care participă cu brio în acest campionat. Sunt echipe ambițioase, echipe care doresc să paseze cât mai bine în clasamentul campionatului.